Și acum știrile pe larg. Până mâine, toți șoferii trebuie să-și echipeze automobilele cu pneuri pentru iarnă. Afară de faptul că își pun viața în pericol circulând cu anvelope de vară, șoferii nedisciplinați se pot alege și cu o amendă pentru nesupunere de până la 200 de lei. Conform datelor statistice, șoferii nu se grăbesc să-și echipeze autovehiculele conform cerințelor legale. Însă, după prima zăpadă, numărul accidentelor rutiere crește de câteva ori. În perioada 1 decembrie, 1 martie inclusiv, este interzis exploatarea vehiculelor ce nu sunt echipate cu pneuri destinate exploatării în sezonul de iarnă. Sau, în afara acestei perioade a anului, în lipsa zăpezii ori a gheții pe carosabil, este echipat cu pneuri cu crampoane. În cazul nerespectării acestei prevederi, șoferii riscă o amendă în mărime de la 100 la 200 de lei. Prețurile la cauciucuri sunt destul de mari, astfel șoferii care vor schimba toate 4 anvelope vor scoate din buzunar circa 2500 lei. Avem anvelope de la mărimile 13, 14, 15, 16. Anvelopele sunt produse, avem de producție belorusă, Japonia, Germania și Malaezia. Prețurile variază de la 660 de lei și până la 2000 și ceva. Potrivit regulamentului circulației rutiere între 1 decembrie și 1 martie, șoferii sunt obligați să-și doteze mașinile cu pneuri de iarnă. Nerespectarea cerințelor legale se pedepsește administrativ cu amenzi care variază între 5 și 10 unități convenționale. Deși legea bate la buzunar, șoferii susțin că merită respectată, mai întâi de toate pentru că nu își mai pun viața în pericol. Ei, cu moldovanul, știți cum? Ca moldovanul. Părăluț, nu prea sunt. Da? Legea-i legea. Mai puține accidente, mai... Dacă le schimbăm, dacă nu... Dar ce credeți despre costurile? Costurile sunt mari, dar am în vedere că o scos legea, e normal că o scos legea. Trebuie mașinile să fie cum gătite pentru așa ceva, mai ales la noi, cum drumurile astea, când se începe gheață, omăt. Și așa e că se întâmplă, că noi zic că sunt și bavare. În același context, în perioada 1 noiembrie 1 martie, șoferii mai sunt obligați să circule pe timp de zi cu farurile aprinse pe fază scurtă. Aceste măsuri au fost incluse în legislația rutiere în ultimii ani și vin să prevină producerea accidentelor rutiere.